În urma unui recent comitet executiv, Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara și-a completat structurile de conducere. A fost vorba practic de o reconfirmare în funcția secretarului general și al șefului arbitrilor. Am avut un comitet executiv în urma alegerilor pe care le-am avut în data de 17 și ne-am definitivat componența comitetului executiv. A fost reconfirmat Cosmin Danciu ca președinte al Comisiei Județene de Arbitri. Bineînțeles că este și componenta comitetului executiv și în același timp a fost reconfirmat secretarul general al asociației Sorin Ciopluș. În ceea ce privește reluarea competițiilor, aceasta se va face 9 martie, când vor reveni pe gazon juniorii U15. Apoi, pe parcursul acestei luni, vor fi reluate și celelalte competiții ale juniorilor, cele mai interesante fiind cele de la U17 și U19, viitoarele campioane ale Hunedoarei la aceste categorii de vârstă, știind cu ce câștigătoare de competiții similare din alte județe se vor duela în etapa națională. Și la nivel de juniorul 19 s-a făcut tragerea la sorți. Câștigătoarea județului nostru va disputa un meci în data de 6 și 10 iunie. Meci tur-retur cu reprezentanta județului Mehedinți. Iar la nivelul juniorilor 17 județean vor disputa 2 meciuri tur-retur în 6 și 10 iunie cu reprezentanta județului Gorj. În ceea ce privește seniorii, aceștia vor reveni pe gazon pe 20 martie cu meciurile Zarandul Crișor, Șoimul Băița și Măgura Pui Minerul Uricani, care contează pentru etapa a doua din faza județeană a Cupei României, iar campionatele se vor relua în ultimul weekend al acestei luni. Prima etapă se desfășoară pentru campionatele de senior, etapă de Cupa României, în data de 20 martie, iar competiția de Liga 4 și Liga 5, cel mai probabil 26-27 martie. Țintarul Cupei României a fost stabilit până la finală. Astfel, sferturile de finală se vor juca pe 23 aprilie, programul acestora fiind Gloria George Retezatul Hațeg, Victoria Călan Inter Petrila, câștigătoarea jocului Crișor Băița cu Dacia Orăștie și învingătoarea dintre Pui și Uricani cu CSM Vulcan. Semifinalele se vor juca pe 18 mai și în această fază se vor înfrunta câștigătoarele sferturilor 2 și 4 și respectiv 1 și 3, iar data disputării finalei va fi stabilită ulterior.